Tu nu ai citit povestea. Am să ți-o prezint eu. Este povestea mea preferată. Povestea se numește Prințul Fermecat și este scrisă de frații Grimm. Se spune că o fată de împărat s-a jucat cu o minge de aur, dar a scăpat-o în apă și a început să plângă după ea. O broască a auzit-o plângând și a ajutat-o să-și recupereze mingea. Drept răsplată, fata a acceptat prietenia broaștei, deși la început era speriată de aspectul ei. Așa a aflat că, de fapt, era un prinț transformat în broască de o vrăjitoare. Ca în orice poveste, apare și vrăjitoarea, personajul negativ. În final, vraja s-a rupt și broasca s-a transformat în prinț. Fata de împărat s-a căsătorit cu prințul. Întotdeauna în povești, binele învinge răul. Le recomand colegilor această poveste care ne învață să nu judecăm pe cei din jurul nostru după înfățișare. Să ne amintim de frumoasa și bestia. Deși avea un chip înfricoșător, bestia era de fapt un om foarte bun. Acum, spuneți și voi care este povestea voastră preferată.